După ce a porcăit, uh, într-un mod incalificabil, în țară și în străinătate, întreaga uh, redacție, iată că la Curtea de Apel, Raed Arafat a pierdut uh, procesul împotriva uh, României uh, TV. Uh, ceea ce înseamnă că toate acuzațiile care i s-au adus uh, pe acest post de televiziune, inclusiv de către mine, sunt confirmate de justiție. Pe acum, justiția trebuie să facă încă un pas și să-l ia de guler pe domnul Arafat și să dea cu el de pământ, pentru că noi am vorbit despre abuzuri, despre încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, am vorbit despre achiziții absolut incorrecte și despre achiziții inutile pe bani publici care probabil că s-au făcut cu parandărăt, că altfel nu sunt de explicat.